În localitatea Dobromir, majoritatea unităților de învățământ nu au apă la robinet și nici la toaletă, așa că nu au obținut avizul de funcționare. 33 de unități de învățământ nu au această autorizație de funcționare și probabil că vor funcționa în acest an școlar fără avizul respectiv, întrucât cauza neobținerii autorizației o reprezintă lipsa apei curente din localitatea respectivă. Neajunsuri majore sunt și la Lipnița și Văleni, Nistorești, Luncu sau Băltăgești. În aceste condiții, nu e de mirare că până și dascălii fug de mediul rural. La repartizarea din vară, cei mai mulți au refuzat locurile de aici, iar o parte dintre candidații la titularizare au picat examenul. Așa că degeaba sunt deschise școlile dacă pe elevi nu are cine să învețe. Clasă care nu a fost niciodată în 50 de ani amenajate complet, în sensul că trebuie zugrăvite, schimbat parchetul, turnată șapă și biblioteca și secretariatul și cabinetele medicale de reamenajat, iar în corpul de clădire B, fosta școală nouă, sunt 5 săli de clasă care trebuie refăcute, holurile, subsolul, care va trebui consolidat și amenajat. Până și la unele școli din oraș, directorii se confruntă cu situații strigătoare la cer. De exemplu, la școala numărul 10 Mihail Coiciu, unele din sălile de clasă nu au mai fost modernizate de 10 de ani, iar subsolul stă să se prăbușească, la fel ca și gardul de piatră al școlii. Am fost nevoiți doar să amenajăm două clase într-un an, fațada a școlii într-un an, gardul de la grădiniță când am preluat grădinița într-un an. Deci nu au fost suficiente. Asta nu înseamnă că noi nu ne-am gospodărit singurei și n-am reușit să dăm, o notă de plăcut, de util, de normalitate în școala Coiciu. Directorul care a preluat unitatea școlară formată dintr-un corp nou, un corp vechi unde funcționa școala numărul 9, dar și o grădiniță, spune că a reușit cu greu să facă față provocărilor. Toate fondurile obținute au fost investite în materialele necesare elevilor, dar și în reparațiile curente la clădire. Există și discipline la care avem posturi, dar nu avem candidați. Fizică și chimie, de exemplu, și consiliere psihopedagogică. Mă rog, sunt situații și situații, ne străduim să răspundem solicitărilor cadrelor didactice așa cum sunt ele formulate în ședința publică. Potrivit statisticilor Inspectoratului Școlar Constanța, vara aceasta, 20 de școli și grădinițe din județ au suportat lucrări de consolidare și 74 de unități de învățământ au fost reabilitate, iar față de anul trecut și numărul școlilor care nu au primit aviz sanitar de funcționare este mai scăzut.